Relația dintre conducerea primăriei și firma care execută lucrările nu este una tocmai bună, existând neînțelegeri între aceștia. Ne aflăm în discuții intense, ca să nu zicem aprinse, cu constructorul în legătură cu o serie de lucrări care în proiectul inițial erau prinse în proiect, erau prinse la devizele de lucrări, dar ulterior devizele de lucrări au suferit o serie de modificări care au dus la simplificare, până când era să nu mai rămână nimic din pietonalul ăsta decât valoarea finală. Facem toate hârtirile necesare, astfel încât constructorul să aibă garanția că va primi suma de bani cuvenită, dar și că noi vom primi lucrările preconizate la început, proiectate în acest fel și evaluate în felul ăsta. Termenul este că de data de mâine avem o întâlnire cu dumnealui, astfel încât să ajungem la un consens. Sper să ajungem. Termenul de execuție al lucrărilor putem spune că este un mister. Cel mai probabil urmează să fie decis din nou. De asemenea, lucrările pe arterele orașului înaintează foarte greu, traficul fiind în continuare mai îngreunat, deoarece firma executoare impune condiții, iar muncitorii sunt nevăzuți. Doar strada Putnei fiind un caz fericit, această stradă fiind deja asfaltată. Durerea cea mai mare e faifele, da? Și lucrările de extindere a Pușcanar. De ce e durerea cea mai mare? Pentru că ne afectează pe mai pe toți, plus cei aflați în tranzit în orașul Rădăuți. Toate demersurile noastre în vederea deblocării situației financiare, totuși treburile au trenat. Situația financiară a firmei Pfeiffer se pare că este într-un colaps și nu își poate desfășura lucrările. Nu este, din punctul nostru de vedere, nu este un motiv foarte serios sau nu este un motiv imputabil nou, dar ne afectează deopotrivă și pe noi și pe cei la Pfeiffer. Ultima veste care am primit-o azi în jurul orei 12 a fost că sumele pentru Pfeiffer sunt în trezoreria Suceava și cu mâine vor fi livrate în conturi, ceea ce va permite lui Pfeiffer să-și modifice ritmul de lucru. Adică la ora actuală el nu mai are decât câțiva oameni pe municipiul Rădăuți, ceea ce este enorm puțin. I-am semnat un aviz de executare lucrări pe strada, din nou strada Putnei. Nu pot să înțeleg modul de lucru acestor constructori. Încercăm să-i dirijăm noi cât se va putea, astfel încât să aibă o abordare cât mai rațională a problemelor, însă nu ne putem implica prea mult în managementul lor. Însă din nou strada Putnei într-o zonă de la sensul giratoriu până la intersecția cu strada Mărțișor pentru executarea la 4 racorduri din magistrală către obiectivele din zonă. Ocazie cu care am suspendat avizul de închiderea străzii Ștefan cel Mare. Pentru că nu se poate să închidem ambele artere simultan, ducând la blocarea circulației municipiul Rădăuți. Am vorbit în acest sens cu direcția Poliției Rutiere Suceava. Am fost întru totul de acord și am promisiuni de la dumnealor că în cursul acestei zile vor primi cei de la Pfeiffer avizul de întrerupere a circulației pentru strada Putnei, astfel încât până la sfârșitul săptămânii această stradă să fie din nou lucrările executate și strada asfaltată. Ați văzut că în sfârșit a reușit să asfalteze strada Putnei, Victorii. Sperăm că se va ajunge la un numitor comun, pentru că cei care au de suferit sunt locuitorii Rădăuțului, care își doresc ca orașul să-și revină și să nu mai locuiască într-un șantier.